Peste 60.000 de turiști s-au bucurat în acest weekend de vremea bună de pe litoral, mai mulți ca anul trecut. Soarele a fost generos, iar apa numai bună de făcut baie. Și terasele au fost pline în ciuda prețurilor mai mari ca în anii trecuți. A doua zi de vară i-a găsit pe cei mai mulți dintre turiștii ajunși la malul mării, pe plajă, savurând ultima ședință de bronz, înaintea plecării către casă. La orele amiezii, pe litoral au fost peste 32 de grade Celsius, cu mult peste temperaturile normale pentru această perioadă. Super frumos, cald, am avut parte de un timp frumos, apa este foarte bună, cazarea este bună. În plus, apa mării a fost numai bună pentru revigorare. Am venit cu copilașii să se joace, am văzut că vremea este frumoasă și ne permite și am venit aici să se joace nisip la apă. Ricardo are 18 ani și înainte de examenul de bacalaureat a primit cadou din partea părinților un weekend de relaxare în Mamaia. A fost ceva spontan cu familia, ne-a decis o noapte, o mică relaxare așa din 1 iunie. Mulțumiți au fost și angajații plajelor amenajate sau ai teraselor, care în această perioadă au fost aproape pline. A fost un început foarte plăcut, chiar nu ne-am așteptat de așa mult soare și o zi de 1 iunie, ziua copilului. Au fost foarte mulți clienți. Prețul închirierii unui șezlong variază în funcție de stațiune, între 30 și 50 de lei. Și la mâncare sunt diferențe de preț. De pildă, un meniu pleacă de la 60 de lei în Mamaia. O pizza, 45 de lei, iar o ciorbă, între 15 și 25 de lei. Un pahar de bere draft este 15 lei la unele terase, iar o cafea, 10 lei. Avem două porții de chefal, una dintre ele cu legume la grătar. Restaurantul nostru mai are și specialitatea casei fructe de mare. Potrivit estimărilor reprezentanților din turism, în acest weekend pe litoral au ajuns peste 60.000 de turiști, cei mai mulți în stațiunea Mamaia.